Deci, oameni buni, notele pe care le-am luat la PAC sunt... Am mai multe explicații de dat și cu siguranță așteptat acest videoclip, deoarece sunt cel mai tânăr din industria asta și am rămas pentru o perioadă puțin mai pe silent mode ca să nu vă influențez în ceva negativ. Ca să cadă bullshit și... sau nu neapărat să cadă bullshit, dar să trecem direct la subiect și să explic de fapt de ce am luat o alegere și de ce am ales să nu împărtășesc alegerea asta cu voi până când după tot ce s-a întâmplat cu Bacu și asta. Și probabil unii dintre voi știați, poate cei mai apropiați de mine, știați faptul că nu am fost la probele de bacalaureat și am planificat acest lucru de ceva timp. În primul rând, cred că ar trebui să încep cu un mic background check și să spun faptul că, înainte de toate, orice ar trebui să faci în this fucking world și în orice ar ce faci în viața ta, ar trebui să te facă fericit și ar trebui să te facă să te simți bine. Și nu cred că niciun lucru în lumea asta merită sănătatea ta mentală, merită sacrificiu sănătății tale mentale. Și știu că sunt puțin ipocrit să spun lucrul ăsta, pentru că mi-am sacrificat de foarte multe ori sănătatea mentală pentru visurile mele, pentru planurile mele, pentru afacerile mele, și ce să recunosc că a fost foarte stupid din partea mea să fac aceste lucruri, însă vreau să mă deschid în fața voastră și să vă spun că îmi asum toată fragilitatea vârstei mele, îmi asum faptul că nu am nicio experiență emoțională sau, din perspectiva mea, nu cred că am experiența emoțională de a trece cu brio peste unele lucruri. Probabil pe partea mea profesională m-am concentrat atât de mult încât am putut să o susțin și să o scalez constant, motiv pentru care, să zicem, am reușit câteva lucruri la vârsta asta. Însă, din punctul celălalt de vedere, din punctul de vedere a faptului că starea mea emoțională în ultimele luni s-a degradat foarte mult, însă revin cu forță noi, cum am spus în videoclipul anterior. Știu că foarte mulți dintre voi așteptați videoclipul ăsta și să vă opresc cumva curiozitatea din a mă întreba constant ce note am luat la PAC, pentru că din perspectiva mea să scriu ceva despre o operă, despre fucking Moara cu noroc, for fuck's sake, cu ce o să mă ajute asta în viitor? Sau înțeleg la matematică, pentru că numele contează foarte mult, e un exercițiu foarte bun de minte matematica și nu cred că ar trebui luată în batjocoră. Cred că matematica e foarte importantă și poate uneori îmi pare rău că nu am fost foarte perseverent în materia asta, even though cred că sunt foarte concis și precis cu toate numele pe care le-am în business-ul meu, pentru că e un business în care numerele contează cel mai mult. Dar cred că să iau această alegere și să mă deschid în fața voastră e o responsabilitate și o asumare pe care mi-o iau, deoarece sunteți foarte mulți tineri și poate și adulți care poate o să mă judecați sau poate o să înțelegeți alegerea pe care am luat-o, însă cred că a fost inteligent din partea mea să nu mă deschid despre această alegere ca să nu instig mai mulți tineri să ia decizia pe care am luat-o eu, pentru că, ca să fiu onest, nu am luat-o riscând multe lucruri, pentru că nu am de gând să mă mai angajez vreodată sau cine știe, poate la un moment dat însă o să mă angajez, însă background-ul meu pe care l-am acum este de ajuns să ajung la niște companii la care mi-aș fi dorit să ajung, că nu știam de toate lucrurile astea și nu o spun din punctul acela de vedere să fiu cocky sau să par arogant, însă cred că în ultimii 3 ani mi-am dedicat atât de mult interesul, efortul, sănătatea mentală, sănătatea fizică în a evolua în ceea ce mă face pe mine să mă simt satisfăcut, ceea ce creează un impact pozitiv și ceea ce ajută oamenii din jurul meu și ajută afaceri, ajută oameni să își hrănească familiile, să își satisfacă nevoile, pentru că practic asta fac, aducând mai multe vânzări într-o afacere ca apoi să transformă în venitul unor oameni sau a mai multor oameni care compania are angajați, de exemplu, și desigur contractorii mei pe care îi plătesc.
pentru vârsta mea și cred că, având în vedere la 18 ani, am destul de multă presiune pe capul meu și afacerile care îmi creșteau destul de rapid, agenția de branding ce a scalat super, super, super bine și sunt foarte recunoscător pentru lucrul acesta și celelalte lucruri pe care le făceam online, faptul că mi-am dedicat destul de mult timp să scot un curs care e unul dintre cele mai bune cursuri sau cred că lucrări pe care le voi face vreodată, pentru că am depus destul de mult timp, nu cred cu siguranță că e cea mai bun lucru, cu siguranță o să revin la un moment dat cu un lucru mult mai bun, însă nu cred că voi scoate vreun curs sau ceva în viitorul apropiat sau îndepărtat, who knows. Însă, dacă nu ai accesat încă cursul ăla, e link-ul de descriere, este despre design, branding și marketing, nu este despre cum să, how to get rich quick, te învăț skill-uri reale, ca apoi poate, cine știe, o să colaborăm, who knows. Însă, revenind la subiect și la tot ce se întâmplă, cred că de acum încolo, în ce ține de educație și în ce ține de evoluția mea, poate unii cred că dacă nu am mai mers la liceu și nu am dat bacul, m-am oprit din a citi chestii, m-am oprit din a învăța lucruri și actually e chiar opusul, pentru că de când nu m-am mai concentrat atât de mult pe liceu sau să satisfac cumva plăcerea părinților mei sau altor oameni din jur să învăț la un liceu sau să învăț chestii la liceu care nu mă ajută deloc în viața reală, m-am focalizat mult mai mult să mă educ în ceea ce cred eu că mă va pregăti pentru viitorul meu și am citit mult mai mult, am luat mult mai multe cursuri, chiar în momentul de față iau cursuri despre design de interior. Nu știu ce m-a venit după ce am fost la IKEA și mi-am cumpărat fucking leather pentru pattern stuff. M-am gândit că ar fi cool să învăț design de interior, dar who knows where it goes. Însă, vreau să, acest videoclip vreau să însemne pentru voi cumva un awakening pentru faptul că ar trebui să vă luați sănătatea mentală mult mai serios. Faptul că ar trebui să vă asumați deciziile și riscurile pe care le luați, orice ar fi și orice acțiune pe care o luați, să vă asumați voi și să nu arătați cu degetul în jurul vostru în cazul în care eșuați. Sunt pregătit, sau cel puțin cred că sunt pregătit, să zicem, dacă mâine îmi eșuează afacerile, să fie ok să încep din nou de la început, pentru că nu cred că a renunța e opțiune și nu cred că voi renunța vreodată la ceea ce cred atât de adânc și ceea ce chiar vreau să fac. Și cumva cred că deschizându-mă față de voi și deschizând acest subiect în legătură cu bacul și în legătură cu ce voi face în viitor, pentru că știu că foarte mulți dintre voi mi-ați scris și mi-ați spus că ați trecut bacul și mă bucur pentru foarte mulți dintre voi care ați dat niște rezultate minunate și chiar sunt foarte, foarte mândru de voi că ați reușit să faceți acest lucru. Arată că sunteți niște oameni super perseverenți și cei care nu l-ați luat e complet ok. Nu cred că notele la bac contează, dar concentrați-vă constant pe a vă descoperi. Concentrați-vă pe a încerca să vă înțelegeți adevăratul meaning în viața asta, chit că poate vă va veni un răspuns acum sau poate vă va veni un răspuns peste 10 ani. Sincer, secretul și secretul la, zicem, unde sunt eu acum la 19 ani, unde e Warren Buffett sau Jeff Bezos, e informația, e knowledge-ul, educația. Și trăim într-o eră în care beneficiem de device-uri ca acestea și avem toată informația la mâna noastră și chiar nu înțeleg de ce ar trebui să învățăm chestii inutile care nu mă ajută nici în relațiile interumane, nu mă ajută nici în viitorul meu și, per total, mama obișnuia să spună că e pur și simplu un sacrificiu pe care trebuie să-l fac. Dar nu e un sacrificiu pe care a trebuit să-l fac. Pentru că nu cred că trebuie să fac doar ca să fie acolo, fac un diploma de bac sau... Nu știu, pe mine personal mi-am asumat-o cu 110% de responsabilitatea mea. Le-am spus alor mei și din nou, poate nu toți dintre voi aveți parte de părinți așa înțelegători ca ai mei și vreau să fiu foarte recunoscător față de ei și să le spun faptul că le mulțumesc că m-au susținut constant și că mi-au validat ideile înainte de toate, înainte de oricine.
mi-au validat ambițiile înainte de toată lumea și cu siguranță e unul dintre lucrurile de care sunt cel mai recunoscător în tot procesul ăsta. Pot să spun că mi l-a așurat foarte, foarte mult. Dar cred că a fost și pentru ei greu să înțeleagă deciziile mele, să înțeleagă riscurile pe care vreau să le iau în brațe, să înțeleagă faptul că în tot acest timp în care poate 99% din copiii de vârsta mea învățau pentru BAC, eu luam meeting-uri și încercam să semnez contracte cu Dubai și cu Abu Dhabi pentru noile idei de business pe care vreau să le am pentru finanțe. Sunt chestii care pentru mine poate s-au mișcat un pic cam rapid sau poate prea rapid din perspectiva unora și uneori chiar din perspectiva mea, pentru că nu m-am oprit niciodată din a da zoom out să văd cum am evoluat sau dacă am evoluat sau dacă ceea ce fac este bine, un lucru destul de toxic pentru sănătatea mea mentală. Dar, overall, cred că ce se va întâmpla de acum încolo va fi minunat, pentru că sunt atât de motivat să mă educ, sunt atât de motivat să duc lucrurile la un alt nivel din ceea ce fac eu din perspectiva mea sau din expertiza mea și nu numai. Vreau să învăț o grămadă de lucruri noi, la un moment dat îmi voi dori să ajung la Harvard Business sau la o facultate foarte bună de economie, deoarece vreau să fiu în domeniul de financial, în investment banking, în hedge funds și cred că asta voi face peste câțiva ani. Nu neapărat că nu o pot face acum, dar cred că nu am încă maturitatea necesară pentru a intra în domeniul ăsta. Mai am foarte multe de învățat de la oameni mult mai deștepți decât mine și de la oameni mult mai bogați și mult mai orice decât mine, pentru că am o zicală, ca să spun așa, sau nu știu cum vreți să zice, saying, dacă eu sunt cel mai deștept într-o cameră, înseamnă că sunt camera greșită pentru că nu am ce să învăț, dar dacă eu sunt cel mai prost dintr-o cameră, e fucking perfect pentru că am lucruri de învățat. Probabil aveți de luat multe citate din acest videoclip și sper că într-un fel v-am motivat din nou să vă puneți dorințele, să vă puneți sănătatea psihică, sănătatea fizică pe primul loc, orice ar fi, e cea mai importantă, fuck the money, pentru că nimic nu contează, banii ăștia nu contează dacă nu ești tu sănătos și dacă nu ești tu fericit, pentru că raționez. Cred că sunt la o vârstă în care îmi permit enorm de multe lucruri și din nou nu spun din aroganță, îmi permit să merg în orice țară, îmi permit să mă cazez în orice hotel și poate nu-mi permit orice mașină acum, momentan, sau orice lucru pe care poate mi l-aș dori momentan, dar există seri în care mă simt foarte singur, există seri în care simt că sunt foarte trist, că nu îmi ating potențialul maxim, încă sunt seri în care mi-aș dori poate să fac altceva. Și îmi dau seama de fiecare dată că e parte din proces. E ceva ce nu multă lume poate să facă și nu spun că tu nu poți face asta, dar e al dracului de mult efort. Și nu am vrut să mă deschid în legătură cu decizia asta, deoarece cred că foarte puțin adolescenți de vârsta mea se află în situația în care mă aflu eu. Și acesta este încă un awakening, să-ți spun că procesul tău e fucking unic, e cel mai unic, tu ești unic. Tot ceea ce faci unic și nu ar trebui să încerci să copiezi pe cineva doar pentru că pare cool sau pare atractiv, pare bling bling, ca să spun așa. Însă vreau să vorbim despre episodul ăsta, despre bling bling și flexing și alte lucruri mult mai serios, pentru că cred că m-am educat mult mai mult în perspectiva asta. Cred că asta e tot ce am vrut să vă spun în acest videoclip. Dacă vreți mai multe update-uri în legătură cu cum voi răspunde la mai multe întrebări și cum voi răspunde la mai multe lucruri care mi se întâmplă din viața mea, even though am încercat să fiu mult mai low-key, v-am spus, nu mai simt nevoie de validare de la oameni din online în legătură cu cum îmi fac eu banii sau să-mi afișez vreodată sumele de bani pe care le fac, pentru că am ajuns la un punct în care nu mai mi-e tocmai convenabil să le arăt și cred că o să țin constant transparența în legătură cu ceea ce fac și ceea ce simt aici pe YouTube și desigur și pe Instagram uneori, și să tranziționez la o persoană, la persoana care vreau să ajung, să tranziționez încetul la persoana care mi-aș dori să ajung într-o zi
și la The Wonder Child, care are potențialul în care și în care oamenii își pun așteptări foarte mari, ceea ce e o presiune, doar mi-o asum. Mi-o asum chiar dacă singura mea competiție sunt eu. Așa că ne vedem în următorul videoclip. Nu uita să-mi dai follow pe Instagram la Radeș Gaitan și să îmi verifici cursul în cazul în care vrei să înveți ceva nou. Am și un e-book gratuit pe care îl poți descărca și sunt sigur că te va ajuta foarte mult. Este despre social media marketing și cum să-ți promovezi afacerea în mediul online, un lucru pe care ar trebui să-l facă mult mai multe afaceri în România. Iar până data viitoare vreau să îți pun o întrebare și nu neapărat o întrebare, dar spune-mi un lucru pe care îl faci pentru sănătatea ta mentală, un lucru pe care îl faci pentru sănătatea ta. Sunt foarte curios și o să văd dacă înțelegeți cât de importantă este ea. Mi-a făcut plăcere, sper să creez un impact bun cu răspunsul meu. Eu am fost Rareș și ne vedem data viitoare. Pa, pa!